Bună seara, dragii mei berbecuți! Iată-mă cu partea a doua. Despre viața încercăm să explorăm, dacă ne permiteți, dacă îmi permiteți, viața voastră intimă, sexuală și dinamica dintre voi și o persoană dragă sau eu știu cine o apărea. Dar, totuși, voi încerca să citesc etalarea ca și când ar fi o poveste de dragoste, dar adaptați-vă. Încep cu aceste cărți. Ok. Cineva se abține într-o situație destul de pasională, încercați sau cineva se abține față de voi, ori voi față de ei, iar apare Marea Preoteasă pe care am văzut-o și în crucea celtică. Berbecuți. Soare, Lună, Venus, ascendent în Berbec, decembrie 2019. Ia să vedem ce vă doriți voi. Ce își doresc ei, de ce vă este teamă vouă, de ce le este teamă lor. În primul rând, este nevoie să stați de vorbă. Vom vedea și ce arată cărțile. Să stați de vorbă despre pasiunea voastră, despre voi doi, despre relația voastră intimă. Haideți să vedem ce mai arată cărțile. 6 de monede. Asul de cupe? Mai. Soarele și da, 2 de monede, mai ar fi trebuit să schimbați un pic cărțile. Aveți în poziția fricilor exact ce ar trebui să fie în poziția dorințelor. Ciudat. Probabil că sunteți într-o perioadă de tranzit emoțional sau într-o perioadă de criză, să zic, în viața intimă, sexuală, cu persoana dragă. Ori sunteți la început de relație. Sau la sfârșit. Dar eu zic că unii sunteți într-o perioadă de tranzit. Ce vă doriți? 6 de monede. Și 6 de monede. Este vorba de un semn de pământ, dar nu cred că este semnificativ acum. E o situație. Ia să vă arăt aici, ca să înțelegeți. Deci, la capătul setului de cărți aveți 2 de băte. 2 de băte care în ce înseamnă? Să alegeți între, eu știu, această nouă pasiune și o situație veche, eventual căsnicie. Iar este un trio, e o căsnicie în care cineva a avut 2 persoane, 2 interese sexuale. Și din acest motiv, aici avem semnul taurului, da? Aici avem semnul peștilor. Și din acest motiv, într-o zonă care ține de viața voastră intimă, a apărut niște amânări, niște sacrificii, niște întârzieri în satisfacția voastră, eventual. Poate pentru că celălalt care s-a dus l-a făcut pe celălalt să aștepte, înțelegeți, da? Și din acest motiv trebuie să discutați ori cu soțul, soția, ori cu a treia persoană, variază de la unii la alții. Trebuie să discutați ca să vă reechilibrați împăratul de monede, să vă reechilibrați viața sexuală, evident, despre asta. Pentru că a apărut iar 4 de monede foarte asemănător cu 6, mici diferențe. E o stare de plictiseală. Plictiseală. Aveți nevoie de emoții, de cavalerul de cupe. Aveți nevoie de emoții. Dar în acest moment, ia uite cum și apare și la voi și la ei, apar 2 cărți de monede și nu e niciuna prea grozavă, pentru că există și cărți mai frumoase decât acestea. 6 de monede, da. Vă doriți echilibru, să vină soțul, soția, în cazul în care a fost cu altcineva și se ocupe de voi, ce sunt mai. Pentru că îi așteptați de mult timp, e o stare de așteptare, de plictiseală. Doamna, domnișoara are pofte, dar nu e nimeni prin preajmă să o satisfacă. Are multe tentații, are multe opțiuni și totuși își dorește eventual pe cineva anume. Că altfel nu s-ar plictisi dacă le-ar lua pe celelalte, da? Opțiunile, tentațiile, pasiunile, fructul pasiunii, da? Așteaptă pe cineva, voi așteptați pe cineva să vă echilibreze
Practic, nu doar din vorbe, nu doar cu scrisori, telefoane, da? Flori, bombonele. Nu chiar vezi practic, pentru că ține de monede, aveți nevoie de atingeri. Ei, pe de o parte, probabil că nu știu cum să vă abordeze. Iar doamna stă cu spatele. Posibil că e atras de formele voastre, dar trecând peste aceste detalii, doamna cred că încearcă să-și pună o dorință. Acum, poate este domnul poziția asta, nu contează. Și aici sunteți voi. Probabil că domnul nu știe cum să vă abordeze. Și din acest motiv, o persoană, doamna, domnul, nu contează care persoană sunteți, o persoană se plictisește, tot așteaptă. Cealaltă nu știe cum să abordeze, da? Eventual, persoana care începe să se plictisească, începe să-și dorească altceva, altceva. Începe să-și dorească steaua, vindecare emoțională, sexuală și steaua, cea mai mare stea, e soarele, da? În poziția fricilor lor. Ei, dacă nu vă vor aborda corect, le este teamă că vă veți găsi soarele, bucuria în altă parte, pentru că aveți, am zis, aveți opțiuni, aveți din cine mușca, eventual. Și totuși, încă nu vă doriți o nouă dragoste. Poate că vă doriți undeva o nouă etapă în dragostea voastră, în povestea voastră sentimentală, sexuală, da? V-ați dori o nouă etapă sau să mergeți mai departe, către 7, către 8, să se muncească, să se investească practic în această relație, evident, intimă, vorbim de relație intimă. Probabil că vă întâlniți mai rar unii dintre voi, poate persoana e la distanță, sau e foarte ocupată cu munca, cu jobul. Și ea, ca așa, una dintre părți, rămâne oarecum nemulțumită. Dar mare grijă, că dacă e nemulțumită, s-ar putea să caute în altă parte. Cine ar putea? Puteți schimba oricând pozițiile. În poziția fricilor apare asul de cupe. O carte foarte frumoasă, una dintre cele mai frumoase cărți. O nouă dragoste, asta reprezintă. Dar dragoste adevărată. Eventual vă este teamă că nu trăiți o dragoste adevărată, că altfel nu v-ați plictisi, evident. Nu ar trebui să așteptați să vi se echilibreze, ar fi echilibrată viața, nu? Teoretic. Poate în preajmă e un semn de apă, sau mai mult sau mai puțin, este cineva pregătit și încă nu sunteți hotărâți să vă aruncați într-o nouă dragoste. Interesant, bucuria e pe aproape, dar deocamdată parcă ambelor părți vă este frică să mergeți ori mai departe, să explorați aceste cărți foarte frumoase împreună, ori cu altcineva, în cazul în care au fost niște trădări, da? Am vorbit. În poziția fricilor, soarele, semnul leului, mai mult sau mai puțin. Le este teamă, am zis, că dacă nu vă vor aborda corect, vă veți găsi satisfacția totală în altă parte. Pentru că ei știu că voi sunteți aici. Vă așteptați, îi așteptați, îi așteptați. Aproape gata. Ce să mai? Aproape dezbrăcați. Adică vulnerabili. Sunteți vulnerabili. Încă cu ei. Dacă întârzie prea mult, poate toate aceste, poate nu toate, aceste două cărți superbe care sunt în poziția fricilor își vor schimba poziția și voi veți avea o nouă dragoste foarte frumoasă și veți lăsa în spate aceste ambiguități. Normal este că dacă persoana într-adevăr vă iubește, teoretic ar trebui să intuiască cum să vă abordeze și nu să bâșbuie atâta, nu să fie nesigur sau plictisit, plictisită. Da?
Cam aceasta este etalarea sexuală pentru unii dintre voi. Op! Măi, dar ce tot am eu cu camera asta în ultima vreme? Acum, dinamica dintre voi și o persoană. Cu fie aceeași despre care am vorbit mai devreme, 3 de monede, iar reapare. Că era locul de muncă, că e acasă, voi știți. Voi și o altă persoană. Vă gândiți la cine vreți voi. 3 de monede, cavalerul de monede, 5 de spade, discuții eventual, cu un semn de apă eventual, sau cum să mergeți mai departe către dragoste, da, de la muncă, dintr-o direcție în care s-a mers destul de încet. În fine. Soare, lună, Venus, ascendent în Berbec. Decembrie 2019. Uite, 10 de monede, vorba de familie pentru unii dintre voi, sau de bani. Soare, lună, Venus, ascendent în Berbec, decembrie 2019. Ia să vedem ce ni se arată. Ce simțiți, ce gândiți, cum acționați, ce vă doriți, de ce vă este teamă și ce reușiți să manifestați. Ia să-l dau pe Rudolf deoparte, dragă Rudolf. Ce simt ei, dar oricând puteți schimba pozițiile, da? Ce gândesc, cum acționează, ce-și doresc, de ce le este teamă și ce reușesc să manifeste. Oh, regele de monede. Uf. Vedem cum se așează, vorba de o separare, de o ruptură. Eventual, de soț, regele, imaginea pentru mine, imaginea soțului sau soției, da? Și separare. Și valetul de băte, un început pasional într-o direcție. Poate primiți această ofertă de dragoste după ce ați experimentat un trio, după ce ați fost plictisiți, înțelegeți adevărul într-o situație care v-a obosit. Hai să vedem. Ia să încerc eu să așez camera mai bine. Ce simțiți? Nebunul, în poziția inimii. Dar, trei de cupe, ce gândiți? Cum acționați? 9 de monede, e bine, 9 de monede, cred că a apărut și la ce a mai apărut? La Capricorn, oare? 4 de spade, vă vindecați, e frumos. Faeton, în poziția fricilor, vă e teamă de un rac. Ceva n-a mers bine cu un rac, 8 de cupe. Pentru unii dintre voi ceva n-a mers bine cu un rac sau cu un săgetător. Faetonul poate să fie și săgetătorul, dar așa, în suflet, nebunul, simțiți nevoia să o luați de la zero, să riscați emoțional într-o direcție. E în poziția lunii voastre. Dacă aveți lună în Berbec, s-ar putea chiar să și faceți chestia asta. Să riscați într-o nouă direcție. Să ieșiți dintr-un cerc magic în care ați fost ținuți eventual într-un fel magic, dar vreți să ieșiți din el. Să aveți încredere și să vă bucurați. Să vă bucurați pentru că vă doriți trei de cupe. În acest set de cărți nu mi se pare a reprezenta, deși e posibil, pentru că ați trecut și prin trei de spade, ați trecut prin trio, se știe lucrul ăsta deja, dar poate pentru unii vă doriți să ieșiți din relația aceea plictisitoare în care sunteți sau vă doriți să vă bucurați, să riscați într-o nouă direcție, da, emoțională, sufletească. Aici sunt cupe, da, în poziția inimilor, aveți inimii, aveți nebunul. Vă doriți să vă bucurați, eventual cu prietenii, o perioadă. O perioadă vă doriți întâlniri, că toți sunt sărbătorile, cu prietenii, care vă echilibrează emoțional și vă umplu cupa. Care e interesant, fiindcă e la zero, poate a fost golită de cineva. Puf! Ce chestie!
Adică, fiind zero, cupa voastră e pregătită să fie umplută de altcineva. Ha. Pentru că aveți și 8 de cupe, vă detașați emoțional de ceva ce nu v-a priit, ceva ce v-a golit cupele. Ha, interesant. Interesant. Cum acționați? Cu încredere. Vă concentrați pe muncă, pe abundență, pe frumusețea voastră, sunteți încrezători, așa acționați. Mica împărăteasă. Și veți atrage bucurile, veți atrage prietenii. Da? Deci, ce vă doriți? Vă doriți să vă vindecați. Eventual, un semn de aer să vă poată vindeca. Gemeni, balanță balanță, vărsător. Da? E poziția dorințelor. Dar cred că vă doriți să vă vindecați după un trio, da? După 3 de spade. Sau după niște răni, sau după niște situații neplăcute, da? Poate să fie un trio la locul de muncă sau situații neplăcute acolo, da? Variază de la unii la alții. Sunt multe motive pentru care ne pierdem energia, încrederea, înțelepciunea, eventual și ne golim sufletește din cauza multor probleme. Dar vă doriți vindecare, că asta înseamnă 4 de spade. De ce vă este teamă? Vă este teamă de acest rac? Sau de un săgetător? Sau pentru unii dintre voi, puf, vă este teamă să mergeți mai departe și totuși în suflet aveți acest zero. Am zis, punctul tuturor posibilităților, cupa voastră stă, așteaptă să fie umplută. Ia uite să vă și arăt. Mă, dar ce se lipesc? Aceasta e cupa voastră, e în poziția gândurilor. Da, vă gândiți la sufletul vostru care acum e zero, am zis, e gol, din niște motive. Și așteptați să fie umplut de prieteni, de familie, de unul, de altul, da? Cei dragi. Eventual, de un suflet pereche. Variază de la unii la alții. Și a fost golit tocmai pentru că au fost niște probleme. Și cum am zis, cupa așteaptă să fie umplută. Dar, într-un fel, poate vă este teamă să riscați să mergeți mai departe, către destinul vostru. Dar trebuie să înțelegeți. Vă mai trebuie un pic de timp să înțelegeți că trebuie să vă mobilizați. Să vă luați plusurile și minusurile, tristețele și bucurile și să mergeți mai departe. E doar o teamă. Nu înseamnă că e imposibil. Da? Puteți să mergeți mai departe. Eventual, fiind berbec, racul reprezintă casa a patra, niște situații neplăcute acasă pentru unii dintre voi. Și totuși reușiți să vă detașați, să plecați, da? Faetonul pleacă cu mașina, dar dacă nu plecați cu mașina, plecați pe jos, cu pași mici. Cu fiecare situație vă mai detașați un pic emoțional, de acele cupe goale, de acel zero emoțional. Și mergeți către nouă, către bucurie, către trei, eventual, teoretic, 8 de cupe, se transformă emoțional. Și am vorbit și la broscuțe de transformare emoțională, la prima parte, eventual. Mergeți către transformare emoțională, către cei care vă admiră, vă umple cupa, am zis, da? 3 de cupe. Ia să vedem ei. În suflet, regina de cupe, mare dragoste. Vai, 6 de cupe. Eu știu, o fi vreo nouă persoană, 6 de cupe în gând. În acțiuni, puterea. În dorințe, regele de bâte. În poziția fricilor, 9 de cupe. Și valetul de spade. Ha, ha, ha. Posibil să fie acest faeton, pentru că sunt multe cupe. Către care mergeți sau de care vă detașați, variază de la unii la alții. Asta pentru că în suflet și în gând au regina de cupe și 6 de cupe. Regina de cupe, trecând peste zodii, reprezintă
Da, pentru unii. Dorința de a împărtăși dragostea cuiva, cuiva care merită. Și e posibil ca, eventual, să vă facă această ofertă în cazul în care vă detașați de ce nu vă priește, să vină ei cu această ofertă de dragoste. Este posibil. Sau măcar să simtă că aveți nevoie de dragostea lor. Acum variază, dar eu zic că în gând se gândesc la o împăcare, la o întâlnire, aveți întâlnire cu prietenii și voi și ei. La niște momente plăcute în care să vă aduceți aminte cât de bine vă simțiți împreună. 6 de cupe. Poate că vă știți din copilărie, poate vă știți din altă viață, oricum e o legătură profundă între voi, emoțională și mentală. Acum, de multe ori nu este suficient, pentru că acțiunile nu sunt conform gândurilor și emoțiilor, dar în suflet își doresc să vă ofer această a noua cupă. Și totuși am senzația că aveți de-a face cu o persoană destul de orgolioasă, destul de mândră, care nu arată ce simte. Așa, așa simt. Și vă explic de ce. Pentru că în poziția temerilor ei au 9 de cupe, exact direcția în care vreți voi să mergeți. Da? De la 8 la 9. Și ei știu că această dragoste pe care o au pentru voi vă pot aduce în starea de bucurie. Și lor și vouă. Dar am zis, am senzația că ei totuși nu arată suficient emoțiile. Vă și arăt de ce. Și poate sunteți într-o perioadă în care nu comunicați foarte mult. Din niște motive. Ori că lucrează foarte mult, ori lucrați voi, ori există niște orgolii în peisaj. Cum se manifestă? Cu putere. Și au în poziția dorințelor regele de bâte. Că o fi semn de foc, puteți să fiți voi, da? Să vă dorească pe voi că sunteți semn de foc. Dar eu cred, pentru că este în poziția acțiunilor, ei cred că își doresc și ei să aibă puterea și au nevoie de control. Vor să domine într-un fel. Așa simt, să citesc, așa vă transmit. Și știu că sunt persoane care iubesc foarte mult, da? Regina de cupe, 6 de cupe, iubesc foarte mult, dar nu arată. Se temperează, că asta face puterea, își temperează dorințele. Leul este o zodie emoțională, este casa a cincea, a jocurilor, a bucuriilor, a distracțiilor, a emoțiilor, a creativității, da? Cupele sunt creative. Și totuși ei cum acționează, se temperează tocmai ca să-și arate puterea. Da, așa zic eu, așa simt. Puteți să-mi comentați. Își doresc să fie regi. Bărbați, femei, ce-or fi. Da, am zis, puteți fi voi aici. Persoane mature, 40 și ceva de ani. Da? Semn de foc, persoană matură, nu contează că sunteți femei, puteți fi voi aici. Să vă dorească. Dar cu această putere în mijlocul cerului, în casa lor publică și în felul în care acționează și în această poveste, ei cred că își doresc să domine, să aibă control, să aibă putere. Își doresc mai mult să exprime pasiune și putere, deși în suflet și în gând au emoții. 9 de cupe poate să reprezinte și faptul că în poziția temerilor că nu pot exprima această bucurie pe care o simt în preajma voastră. Ce reușește să manifeste? Valetul de spade. Mici discuții. Sau în acest set de cărți, spada este invers, aproape chiar tăcere. Dar, teoretic, ar trebui să comunicați un pic. Dar, repet, în acest set, spada este în jos. Mie îmi sugerează mai mult a discuții foarte puține sau chiar deloc.
Nu știu de ce, din această nevoie de control. În cazul în care totuși discutați, nu vor fi foarte profunde discuțiile, pentru că e doar un valet. Posibil, din acest motiv, voi vă luați timp să vă vindecați, să înțelegeți. Și am zis, apare un turn. Apare un turn. Apare un alt valet, comunicare pasională, o ofertă de dragoste. Poate sunt ei care vă oferă dragostea aceasta după ce voi vă separați de cineva. Da? Care va goli sufletul, e zero, da? Repet. Spada aceasta iar este în jos, dar poate într-un fel sau altul înțelegeți, intuiți, faceți raționamentele necesare să înțelegeți prin ce ați trecut. 9 de bâte, aici sunteți voi regina de bâte, într-o relație de dragoste, într-o căsătorie în care ați fost mințiți și totuși aveți șanse la un nou început acum, cu cine o fi, o nouă pasiune, da? Asul de bâte, cavalerul de bâte, cineva care vă scoate eventual din această cușcă mentală și va trebui să alegeți iar doi de bâte care a apărut și mai devreme. Echilibru, să alegeți dragostea, cum am zis în prima parte la început, să alegeți dragostea și să vă temperați, să vă echilibrați emoțional și pasional. Aceasta este etalarea pentru berbecul, soare, lună, Venus, ascendent, vă pup, vă doresc numai bine, ceau!